Sibiu, ți-a plăcut? Foarte frumos, orașul, tot timpul am văzut Sibiu. Orașul vechi? L-ai redescoperit cu ajutorul lui Răzvan? Da. Deci mi-a spus chestii pe care oricum le știam și nici nu le prea rețin, sincer. Foarte multe dintre ele. Acum am avut ocazia, prin intermediul lui Răzvan, care ne-a povestit o grămadă de lucruri despre Sibiu Baroc, să aflu lucruri pe care nu le știam și să văd altfel orașul. Partea cu pedalatul, ți-a plăcut? Da, mie îmi place foarte mult. Eu pedalez în fiecare zi într-o spre birou, deci asta a fost distracția mea. Cum a fost tura asta? Băi, nu mai vreau să glumesc când zic așa ceva, doar când vin la principiul meu și dincolo că e foarte, foarte mișto orașul și vezi lucruri faine, mă gândesc să-l salut foarte tare pe Tudor Popa, pentru că nu știu câți oameni din țară, mă refer la zona asta de blog, au reușit să facă așa ceva. Și reușesc să facă așa ceva, să adună atâția oameni din toată țara, să-i poarte, să aibă grijă de ei, parcă am venit, știi cum, ca și cum am venit la niște prieteni în sat, așa aici, la Sibiu ăsta. Foarte, foarte frumos. Am auzit ieri când veneam din Dumbravă cu bicicletele, una dintre blogărițe îi spunea Dianei să strească bărbatul. Bă, așa zic și eu, Diana, dragă, să strească bărbatul și Tudor să strească Diana. Și felicitări pentru ce ai făcut. Eu sunt mare fan și dacă până acum și era, mulțumesc că m-ai invitat la principiul meu, de acum încolo zic, dacă nu mă mai inviți la principiul meu, s-o termina distracția, nu mai dau bere. Și cred că e de fapt prima oară când văd Sibiu cu cineva care e ghid, adică de obicei am fost, am vizitat, am văzut orașul, mă rog, de multe ori am și citit, dar acum am fost cu cineva care chiar povestea. Bun, asta vreau să spun, cât de mult a contat prezența lui Răzvan aici? Măi, din punctul meu de vedere foarte mult, pentru că mie îmi place istoria. Pe lângă hobby-ul de travel, mie îmi place și istoria foarte mult și știu foarte multe și chiar m-a interesat ceea ce povestea. Deci din punctul meu de vedere... A fost ghidul perfect, a fost, nu? Da. Mă rog, nu l-am challenge-it eu prea mult. A făcut și o greșeală, da, o să-i zic. Da. Și partea cu bicicletele, ți-a plăcut? Da, cum să nu. Tu unde ai mai circulat așa cu bicicleta, prin călătorile tale? Ultima oară în Laos și în Vietnam. Și ce culoare avea bicicleta? Am înțeles că era una mai dubioasă. Așa era puțin ca în ghie, era roz, violet, purpuriu. Asta era în Laos. Cam ce oraș din România ar putea concura cu Sibiu la chestiile astea? Măi, știi care chestie? Eu cred că Brașov ar putea concura, dar nu face ceea ce face Sibiu. Pentru că uite și ce se întâmplă în weekendul ăsta. În weekendul ăsta aici este festivalul de folclor, în același timp este tenis. Tot timpul se întâmplă ceva. Că e fotbal, că e tenis, că e motociclism, că e festivalul de teatru. Brașovul, care din punct de vedere arhitectural, cred că ar putea să fie o competiție, nu mi se pare să facă la fel de multe lucruri. Poate Clujul poate să face de altfel. Clujul face din punct de vedere cultural foarte multe evenimente, dar nu are frumusețea Sibiului. Următoarea destinație pentru tine? Budapesta, săptămâna viitoare la festivalul Sighet. Tu ești din Republica Moldova, un blog. Cum e văzut bloggingul în Republica Moldova? La noi bloggingul, din câte am înțeles, e totuși văzut mai mult ca o chestie socială decât ca o chestie economică. Și mai mult social orientat decât business orientat. Și Sibiu îmi pare prea scurt spre Sibiu meu. Trebuie de venit cel puțin pe săptămână. Mm-hmm. Cel puțin. Ce ți-a plăcut? Sau ce ai savurat mai multe? Clădirile și oamenii. Noi cu părere de rău nu avem clădiri atât de vechi, atât de frumoase și nu avem oameni atât de, hai zicem, people oriented. Oamenii sunt mai închiși, mai egoiști. Aici cel puțin zâmbesc. Tu ai pus în prima zi un post chiar cu oameni, nu? Da, am pus un post chiar cu oamenii care, cu părere de rău, nu a fost înțeles de câțiva cititori. Credeau că e de fapt partea proastă a Sibiului, dar e partea bună a Sibiului, ceea ce nu găsim la Chișinău. Și nu găsim chiar și la București, de ce nu? Așa că mi-mi plac oamenii care zâmbesc. O să revii la Sibiu? Da, dar trebuie să revin cu familia. Obligatoriu. Obligatoriu. De la Mediaș la Sibiu, Cum e acum? Un an distanță e altceva, nu putem compara, merg pere, n-ai cum. Da. Cum a fost acum Sibiu pentru tine? Băi, Sibiu m-a impresionat pentru că mie mi se pare că e singurul oraș care se apropie foarte tare de ceea ce poți să faci în afară, într-o țară civilizată. Băi, aici ai... da. Băi, sunteți cu trolul, nu? Pardon, mă scuzați. Reluăm. Fanii, okay. Sunt fanii mei. Asta hai să-i primi și pe ei. Chinezul, bagă-te și tu acolo, dacă tot ați trolat. Ei sunt cei doi cititori ai blogului meu. Și al treilea este mama, pe care o salut. Salut, mama. Da. Revenind la chestii mai serioase. Bun, Sibiu.
Sibiu, așa. Spuneam că e într-adevăr un oraș european și s-a dovedit ieri că poți să faci lucruri pe care de obicei le poți face în țări civilizate din vest. Ieri a fost chestia cu bicicleta mai originală, așa, să spunem, în tura asta. Da, mi-a plăcut foarte mult. Mie mi-a adus foarte tare aminte de experiența mea pe care am avut-o în Olanda pe biciclete. Noi am fost în urmă vreo 3-4 ani am fost cu bicicletele în Olanda și plimbarea aia prin parc pe lângă morile de vânt a adus așa un pic cu Olanda. Deci, la modul cel mai serios, Sibiu este foarte curat, foarte civilizat și foarte aproape de experiențele pe care le trăiești în orașe, începând cu Cehia, spre Germania, Olanda și în sus. Cum a fost? Mind blowing. Da. Eu sunt Ani Marie. Așa. A fost dianemarie.ro. A fost grozavă plimbarea cu bicicleta prin muzeul Astra. E super muzeul, aș veni oricând aici. Dimineața în Sibiu vă recomandăm să veniți aici, să vedeți porumbei. Și să beți cafea lângă podul minciunilor. Să mâncați mâncare bună la Germania. Și uitați și frumoase sunt clădirile. Mulțumesc. E foarte frumos, o să mai venim, chiar e grozav. Da, ne-am plăcut mult, mult. Lume civilizată și curățenie și dans și muzică și flori și soare și... Dar când veniți aveți mare grijă să nu stați în fereastra oamenilor, pentru că le luați aerul. Da. Mai ales la bruchetă. Și ție? Și mie port ochelari de soare din cauza cearcănelor. Și mă încearcă o febră musculară de la bicicletă. Da, în rest a fost foarte mișto. Tudor, maestru de ceremonii la Prinț Sibiul meu 2012. Salut. Asta în stil baroc. În stil. Nu. Trage linie. Păi ce linie să trag? A fost foarte bine. Oamenii senzaționali. Mi-a plăcut că au venit și alții în plus din țară față de cei invitați special, dar le-a plăcut atât de mult ce s-a povestit pe Twitter, pe Facebook și au vrut să vină și ei. Din Sibiu la fel au venit oameni foarte interesanți și mă bucur că a ieșit așa bine, acum somn. Răzvan Popa a avut, eu cred, un rol crucial. Da. A fost cireașa de pe tort. Una dintre cireșele, că mai vorbim și de alta. Cireașa de pe torta nu asta, dar Răzvan Pop, datorită lui se face până la urmă prin Sibiul meu, pentru că prin asociația lui am reușit să primim finanțare și să putem face proiectul ăsta. Și, bineînțeles, fără el, gândiți-vă ce ar fi fost un tur prin oraș, doar să vedem orașul fără un istoric specializat, un ghid care știe ce să ne povestească. A doua cireașă de pe tortă a fost cu bicicletele. Da, am aici avut noroc. Mă știți pe mine, pasionați de biciclete, nu puteam să facem fără ele. Am nimerit foarte bine că și muzeul în aer liber, muzeul Astra, dă voie cu bicicletele de câteva luni, doar seara, dar e bine și așa că noi am reușit să ne plimbăm cu bicicletele și că a venit Aivelo în Sibiu. Până acum n-aveam de unde să facem rost de atâtea biciclete. 30 de oameni cât am fost, chiar dacă vroiam nu puteam face, deci le mulțumesc. O nouă ediție cam pe când? La anul, nu știm exact încă când, probabil iulie, mă gândesc, vedem. Dar posibil nu tot august, pentru că e puțin cald. Mersi și succes, zicea una dintre colegile noastre, o urare așa de pe bicicletă pe bicicletă către Diana, să-ți trăiască bărbat. Mersi mult, vă așteptăm pe la Sibiu.